Salutare, lumea, sunt Cristi și bine v-am regăsit la un nou vlog. De data aceasta o să reacționăm la un videoclip care o să ne arate 10 lucruri pe care nu știai să le folosești. Cine știe ce o să găsim în episodul acesta, mâncăruri pe care le mâncam greșit, poate niște unelte, cum ar fi un pix, habar n-am, lucruri pe care le folosim greșit sau nu știam să le folosim. Astăzi o să învățăm să le îndreptăm. Dacă mai doriți clipuri de genul, v-aș ruga să nu uitați să apăsați acolo pe butonul de like. Hai să strângem 10.000 de like-uri la acest episod. Dacă strângem 10.000, eu o să fiu cel mai fericit om de pe planeta asta. Hai să nu mai stăm atât de mult pe gânduri și să ne punem căștile pe cap. Înainte să încep acest videoclip, vreau să vă spun că am început să fac streamuri pe TikTok, deci dacă vreți să mă vedeți mai des decât probabil o făceați până acum, puteți să vă duceți la mine pe TikTok, să-mi dați un follow și o să primiți notificare de fiecare dată când o să fac un live. Ți s-a întâmplat vreodată să te uiți la un lucru ore în șir fără să-ți dai seama la ce se folosește? Există multe mistere în viață, lucruri pe care nu le vom înțelege niciodată. Astăzi ne propunem să înlăturăm 10 lucruri de pe listă. Iată 10 lucruri pe care nu știi să le folosești. 10. Găurile mici din geamurile avioanelor. Nu te panica, dar există ceva numit gaură de sângerare în geamul avionului tău. E ceva complet sigur. De fapt, este unul dintre milioanele de lucruri complexe care mențin un avion în zbor. Scopul acestor găuri este cel de a echilibra presiunea aerului pe măsură ce altitudinea se schimbă drastic. Aproape toate geamurile avioanelor constau în 3 panouri de acrilic. Geamul exterior nu lasă elementele naturale să pătrundă în avion și menține presiunea cabinei. Acum, între panoul exterior și cel din mijloc, sunt localizate aceste găuri. Cum rămâne cu al treilea panou? Dacă celelalte eșuează, al treilea panou reprezintă o măsură de siguranță. Aceste găuri mai au și scopul important de a ne permite să privim la norii de sub noi. Un alt scop este cel de a împiedica înghețarea sau aburirea panourilor geamului. Doamne, cât de interesant! Bă, frate, n-aș fi știut. Nu știu, puteți să-mi spuneți, probabil mulți dintre voi deja ați zburat cu avionul sau ați fost într-un avion până acum. Ați observat chestia asta că există o mică găurică în geam? Cum îi știu folosința acelei găuri, doar că nu e ca și cum o foloseam eu până acum. Ok, sper că sunt și obiecte pe care le folosim noi și nu știm să le folosim. Semnele de pe tastele F și J. Cel mai probabil, majoritatea oamenilor nu au observat aceste însemne de pe tastele F și J. Chiar acum m-am uitat la tastatură și da, chiar sunt niște semne pe F și J. Și acum, înainte să spună el ceva, vreau să fac un mic guess de ce sunt astea aici. Mă gândesc, ca să știe un orb cum să se direcționeze. Adică mă gândesc că orbul știe că F și J sunt făcute și în stânga și în dreapta o să-și dea seama gen ce litere sunt în... prin jur, nu știu, asta zic eu, habar n-am. Iar dacă le-au observat, probabil au crezut că sunt doar un element de design. Totuși, aceste însemne au un scop bine definit, pe care nu îl știai până acum. Semnele aparent insignifiante te ajută să tastezi fără să privești la tastatură. Crestele îți permit să-ți plasezi mâinile în poziția ideală de tastat, cea predată în școlile de tehnoredactare. Metoda corectă sugerează următoarele. Degetele arătătoare trebuie să fie poziționate pe tastele F și J. Da. Mâna stângă ar trebui să acopere butoanele A, S, D și F, iar cea dreaptă tastele J, K, L și două puncte. Așa e. Poziția optimă pentru degetele mari este pe bara de spațiu. Acum și tu poți fi un dactilograf profesionist. Practic ce am zis eu, frate. Nu e chiar folosit pentru orbi, dar nici nu mai trebuie să te mai uiți la tastatură, frate. Când simți, parcă simți unde este fiecare literă. Nu trebuie să te uiți după fiecare în parte. Adică sunt 100% sigur că mulți dintre voi, sau chiar toți, nu vă mai uitați la tastatură când scrieți. Știți imediat unde să vă duceți după litera respectivă. Adică nu trebuie să te uiți. Grilajul negru al cuptorului cu microunde. Te-ai gândit vreodată care e scopul grilajului negru de pe geamul cuptorului cu microunde? Da, nu m-am gândit la ce folosește, dar m-am gândit mereu de ce arată așa. Crezi sau nu, are un alt scop decât cel de a-ți obstrucționa vizibilitatea. Acel grilaj este acolo pentru a opri microundele să devină cușca Faraday. Cușcile Faraday sunt o invenție descoperită de omul de știință britanic Michael Faraday în 1836. Scopul lor este acela de a proteja lucrurile de câmpurile electromagnetice. Michael Faraday a avut un alt scop pentru aceste cuști. Cuptorul cu microunde folosește același mecanism, dar în sens invers.
menținând câmpurile electromagnetice în interior și protejând exteriorul de radiațiile produse. Wow, mereu mă gândeam, sau cel puțin când eram mai mic, mă uitam la cuptorul cu microunde. De fiecare dată făceam o pungă de popcorn sau ceva. Bă, și mă enerva, frate, că eu voiam să văd cum se umflă și vedeam, dar foarte greu din cauza acestui grilaj. Deci da, am cam înțeles pentru ce de folos acum. Geata de la indicatorul de combustibil. Ai ajuns vreodată la benzinărie doar pentru a-ți da seama că nu știi pe ce parte e rezervorul? De acum nu trebuie să te mai întrebi. Se pare că producătorul auto ține la tine mai mult decât credeai. Aruncă o privire mai apropiată la un lucru din mașina ta al cărui scop nu-l știai până acum. Săgeata aia mică de pe indicatorul de combustibil. Direcția în care este îndreptată îți va arăta pe ce parte ai rezervorul. Acest lucru este extrem de folositor, mai ales dacă conduci o mașină închiriată sau împrumutată sau dacă nu-ți amintești unde este rezervorul. Wow, la asta chiar nu m-am gândit până acum, nici nu știam că există așa ceva. Bă, ceanule, tu până acum la mașină, știi, când îți vezi combustibilul, arată ceasul și în mijloc pompa aia. De... Știai că arată și o săgeată ori stânga, ori dreapta ca să se arate pe ce parte ai gaura pe care bagi? Bă, ești nebun. Da, what? Mamă, nu știam, ce bune. Nu mi-am dat seama de asta, chiar o să mă uit la asta în mașină, să văd dacă arată săgeata aia. Ar trebui să arate în dreapta, că eu am gaura prin care bagi motorină pe dreapta. 6. Găurile din lacăt. Majoritatea lacătelor au una sau chiar două găuri în partea inferioară. Per general, oamenii le ignoră, neștiind că scopul pe care aceste găuri îl au este extrem de important. Găurile din lacăt au și un nume, găuri de scurgere. Acum, găurile de scurgere au mai multe utilizări. În primul rând, după cum sugerează și numele, acestea mențin apa și lichidele în exterior, protejând lacătul de rugină. În acest fel, apa nu rămâne și nu îngheață în lacăt. Din moment ce majoritatea lacătelor sunt folosite în exterior, aceste găuri îi sporesc utilitatea în temperaturi scăzute. În plus, dacă lacătul începe să pară ruginit, toarnă niște ulei pe gaura de scurgere. Nu în ultimul rând, una dintre cele mai importante scopuri are de a face cu lacătele blocate. Dacă nu reușești nici cum să deschizi un lacăt, oricât te-ai chinui, toarnă niște ulei de motor pe gaura de scurgere. Acest lucru îți va permite să întorci cheia cu ușurință. 5. Pătratele colorate de pe tuburile de pastă de dinți. La un moment dat, pe internet circulau zvonuri cu privire la scopul pătratelor colorate de pe tuburile cu pastă de dinți. Ok, vreau să pun stop aici. Cine observă toate aceste mici detalii? Adică, da, probabil acum când văd chestia asta, poate mă și gândesc, bă, parcă așa e, mi se pare că am văzut asta pe un tub de pastă de dinți. Bă, da, cine se gândește vreodată? Adică poți să te gândești că e doar un mic design, frate, o puțină culoare. Dar aparent există o folosință pentru asta, așa că hai să auzim ce e. Vonul sugera că aceste culori dezvăluiau ingredientele care alcătuiau pasta. Deci, dacă pătratul e verde, ingredientele sunt naturale. Dacă e albastru, atunci e vorba de ingrediente naturale și medicamente. Dacă e roșu, atunci ingredientele sunt naturale și chimice. Iar dacă e negru, ingredientele sunt 100% chimice. Zvonul este fals. Pătratele colorate nu au nicio legătură cu ingredientele. De fapt, nu au legătură cu noi. Acestea sunt folosite în procesul de fabricare. Senzorii de lumină le scanează pentru a le indica mașinăriilor cum să împacheteze tubul, sigilat, tăiat sau împăturit. Contrar credinței populare, există mai mult de 4 culori. Wow, cine observă lucrurile astea? Măcar acum știm chestia asta, să nu murim proști. Dintre camera foto a telefonului și blitz. Un alt caz misterios de gaură al cărui scop este necunoscut de o mulțime de oameni este cel al găurii de pe smartphone-ul tău. Știi la ce ne referim? Da! Este pe spate, chiar între cameră și blitz. Gaura este de fapt un microfon. Este unul dintre cele 3 microfoane ale smartphone-ului tău. Unul este localizat pe marginea inferioară, un altul mai puțin vizibil este localizat sub grilajul difuzorului frontal. What? Și ultimul este cel de lângă camera din spate. E ușor de trecut cu vederea, în special pentru că e relativ nou. A fost introdus pentru prima dată de Apple odată cu lansarea modelului iPhone 5 în 2012. Scopul acestuia este să reducă zgomotul de fundal atunci când vorbești la telefon, așa încât vocea ta să se audă tare și clar. Pe lângă faptul că îmbunătățește calitatea audio, îi ajută pe asistenții virtuali, cum ar fi Siri și Google Assistant, să te înțeleagă mai bine. Mamă, cât de tare! Într-un fel știam că este un microfon acolo, dar nu te gândești la asta mereu, deci da, găurica asta mică de aici e un microfon. Partea metalică din vârful ruletei.
Ai observat vreodată că partea metalică localizată în vârful ruletei este ușor slăbită și se mișcă? Ai, pe bune, cine nu știe pentru ce e de folos partea metalică din vârful unei rulete? Ai încercat să măsori vreodată un birou sau un perete? Uite, un birou, frate, pui și tu partea aia la celălalt capăt și tu poți să te duci fără să mai ții partea asta în celălalt capăt și așa o să vezi cât de mare ai birou, spre exemplu. Deci pentru asta e de folos, nu? Dacă e total altceva o să fiu mind blown. Nu este vorba de o eroare făcută de compania care o produce. Vedeți voi? Primul centimetru marcat este cu 0,15875 centimetri mai mic decât un centimetru. Nici asta nu este o eroare. Totul are un scop, iar partea metalică te ajută să măsori interiorul sau exteriorul unui lucru. Care este numele părții metalice? Acesta se numește zero real. Deci, data viitoare când măsori exteriorul unui lucru, asigură-te că folosești această caracteristică. Agață metalul de marginea suprafeței pentru a măsura precis. Bă, țineți minte cuvântul ăsta, când o să vă dea cineva o ruletă în mână și o să spune ține și tu de partea asta ca să mă întind eu acolo să văd cât de mare e chestia asta și tu să spui să țin zero real, uite așa o să facă omul. Ce ai zis, mă? 2. Niturile de pe blugi. Știai că blugii tăi au ceva numit nituri? Vorbim despre acei... Așa se numesc lucrurile alea, nituri. Ok, care poate să fie folosința lor? Mă gândesc să țină pantalonul acolo, adică, nu știu, să nu se desprindă ceva. Nasturei mici. Care este scopul lor? Ei bine, le poți mulțumi pentru că îți lungesc durata de viață a perechilor de blugi. Existența niturilor poate fi urmărită până în anul 1800 la Levi Strauss. Știi blugii Levi's? Ei bine, Strauss avea o mulțime de reclamații din partea minerilor care se plângeau de pantalonii care se rupeau după zile lungi de lucru. Un croitor pe nume Jacob Davis i-a trimis lui Strauss o scrisoare explicând problema. Davis i-a spus lui Strauss că a descoperit o metodă de a combate punctele slabe ale blugilor și de a întări buzunarele, nitru de cupru. Strauss a aplicat ideea și mai apoi a patentat-o. De atunci denimul a devenit mai rezistent la uzură. R. Dacă te uiți cu atenție la produsele precum chipsurile Lay's, vei putea observa un R. Da, mereu m-am întrebat care-i treaba cu litera aia, sunt chiar foarte curios de asta. Scopul simbolului este cel de a indica faptul că marca înregistrată a produsului este înregistrată oficial la biroul Patent and Trademark din Statele Unite. Asta mai înseamnă că firma te poate bombarda cu procese juridice în cazul în care te hotărăști să le încalci marca. Simbolul R nu este la fel cu simbolul TM. Crede sau nu, simbolul TM poate fi folosit în mod general de orice persoană sau firmă care susține că un cuvânt, un logo sau o frază este un identificator pentru produsul sau serviciul lor. Companiile nu trebuie să se înregistreze pentru a folosi simbolul TM. Acesta este folosit de obicei înainte sau în timpul procesului de aplicare pentru o marcă înregistrată oficială. Spre deosebire de TM, simbolul R necesită înregistrare. Da, are sens, pentru că nu poți pur și simplu să le furi chipsurile și să spunem, îți faci tu altă pungă, le numești Mace în loc de Lace și să-ți vinzi gen asta, ta. Arată pe R-ul ăla, frate, că e marcă originală, frate, Lace, și n-ai cum să o furi. Și așa poți să te dea în judecată, poți să fii bankrupt, poți să pierzi tot. Păi da, fraților, cam ăsta a fost clipul de astăzi, 10 lucruri pe care nu știai să le folosești. Bineînțeles, astăzi acum înțelegem care este uzul lor în această comunitate. Sper că v-a plăcut acest clip minunat. Dacă ați urmărit până la capăt și ați ajuns până în punctul acesta al videoclipului, v-aș ruga să nu uitați să lăsați un comentariu cu da, Cristi, am ajuns și eu o să mă simt mult mai bine. Și da, până data viitoare, eu am fost Cristi, v-am pupat, ciao!